Bună, mă numesc Iulia Ioniță, iar astăzi vreau să vă spun câteva make-up hacks, niște trucuri în materie de machiaj despre care sunt sigură că nu ați auzit. Așa că dacă vă interesează și vreți să le aflați și voi, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să urmăriți clipul în continuare. Haideți să începem! În primul rând despre sprâncene. They are sisters, not twins. Ceea ce înseamnă că ele sunt surori, nu gemene. După cum vedeți astăzi, nici sprâncenele mele nu arată identic. Sunt de părere că poate să fie un point on flick, dar nu pot arăta niciodată identice. Așa că nu încercați să le încărcați prea mult. Sau mai ales greșeala pe care o făceam și eu. Este ok să-ți depășești arcul sprâncenei. Nimeni nu are o sprânceană arcuită perfect. Că poate, da. Nu, de fapt, mulți au sprâncenele arcuite perfect. Bine, eu nu le am. Este ok să le depășiți, dar niciodată cu negru. Nu aplicați negru în colțul acesta, în arc, pentru că va da un efect foarte... Vor ieși sprâncenele în evidență mai mult decât va ieși machiajul vostru la... în momentul în care ieșiți afară. Asta a fost mai mult un sfat. Acum, ca și make-up hack, folosiți întotdeauna o bază albă pentru machiajul pe care vreți să vi-l faceți, fie că este o bază de machiaj, este un fard, eu de exemplu folosesc fard alb, folosesc întotdeauna o bază albă, deoarece culorile arată mult mai bine atunci când sunt puse pe alb, uitați-vă la pictor, pictorii pictează pe hârtie albă, nu? Ouăle de Paști, când le vopsiți, vopseaua iese mai bine pe ouăle albe, nu? Când vreți să folosiți o ojă neon, este foarte indicat să puneți mai întâi un strat de ojă albă. Acum, despre gene, aici am mai multe. În primul rând, mengiu. În primul rând puteți folosi bronzer înainte de a vă da cu rimel, pentru că va face rimelul să arate mult mai bine, să... Practic îți îngroașă geana și în momentul în care aplici rimelul este mult mai ușor de... se pune mult mai frumos pe gene. În momentul în care vă ondulați genele, în primul rând, este foarte indicat să le ondulați, când au deja un strat uscat de rimel peste, pentru că vor prinde forma mult mai bine și practic au deja un... sunt întărite acolo, altfel se aplică. În al doilea rând, ondulatorul de gene, ăsta este un truc, îl puteți încălzi un pic cu fionul, cu uscătorul de păr, pentru a fi călduț, nu chiar fierbinte, pentru că altfel ne cad genele. Și îl aplicați pe... îl puneți pe gene și faceți așa și în momentul în care faceți așa, uitați-vă în sus, pentru că altfel o să vă vină să clipiți. Nu o să mai puteți abține, veți clipi și vă veți rupe o geană, două, trei. Și e și foarte dureros, așa că cine vrea să-și onduleze genele cu durere? Aveți grijă, pentru că machiajul este făcut pentru a îți pune trăsăturile la capacitatea lor maximă. Machiajul nu te face mai frumos, nu te face decât diferit. Tot tu ești sub tot acest strat de fond de ten și de fard. Așa că, pentru persoanele cu coșuri, eu, sincer, nu sunt o mare fană, dar puteți folosi, o să pun aici o poză, este paleta culorilor, acea... rotiță care arată ce culori se opun, whatever, chestia asta se numește color correcting, color correction. Se face cu corectoare colorate și chestii, dar eu când eram adeptă acestui trend, acestui hype, foloseam chiar și fard. Mie nu mai îmi place color correction, în schimb mai bine folosesc un concealer cu acoperire foarte mare dacă am roșiață sau coșuri pe față, decât să... Practic, color correction mai aplică un strat de produs, pentru că în momentul în care îți faci color correction, trebuie să dai peste, de exemplu, roșu se contrazice cu verdele, peste coșul care e roșu, dai cu verde, după mai dai cu încă un strat de concealer și după vii și cu fondul de ten și cu pudră și ceea ce mi se pare mult prea mult, adică chiar nu-ți lași fața să respire cu atâtea straturi de machiaj într-un singur loc. Asta poate l-ați mai auzit, puteți folosi... Dacă ați rămas fără eyeliner, puteți folosi un rimel. Adică, pur și simplu, bagi pensula de eyeliner în pensula de la rimel și merge foarte bine, ba chiar mai bine. Dacă ați rămas în pană de spray din acela care fixează machiajul,
Puteți foarte bine să folosiți și apă termală. Merge 100% chiar mai bine și chiar vă ține. Deci, practic, vă face machiajul antitransfer, antitranspirație și vi-l ține acolo toată ziua, toată noaptea, cât vreți voi. Cine este Benju? Hello! Puteți matifia orice ruj cu pudră translucidă sau chiar și pudră normală, colorată, asta în cazul în care culoarea este ivory sau măcar un ton mai închis maxim. Dacă vrei un look natural, de exemplu e vară și ai, mai ales asta e pentru persoanele cu ten uscat, e vară și ți-e cald și n-ai chef să te machiezi, dar nici nu vrei să folosești un BB cream pentru că știm cu toții că BB cream-ul le fac separare pe față și că e nașpa și așa mai departe, poți amesteca un fond de ten cu cremă hidratantă. Este un rezultat foarte bun. Nu-ți deschide nuanța, nu afectează cu nimic nuanța, doar scade un pic, diluează fondul de ten, cum ar veni, în acoperire. Dacă vrei ca iluminatorul să fie mai pigmentat, poți aplica înainte un ulei esențial pentru față. Fardurile nude, în general, merg foarte bine și pentru contouring și sprâncene și chestii. Dacă, de exemplu, ți s-a dus ultimul fard, paleta de contouring sau bronzer, poți folosi foarte bine ca bronzer un fard nude maroniu, așa mai deschis. Eu am folosit foarte multe ori pentru că mereu uit să-mi fac refill-ul la machiaje și I'm a mess, I know, dar chiar nu am nicio ambiție în viață atunci când vine vorba de cumpăra machiaje. Mie îmi place să le cumpăr doar atunci când nu am nevoie de ele. Dacă vrei ca parfumul tău să țină mai mult, poți aplica puțină vaselină înainte, iar apoi dai cu parfum și vă asigur că va rămâne acolo forever. Tot la categoria rimel, mascara, chestii. Doamne, nu-mi iau privirea de la cât de frumos e la mine pe geam. Stau efectiv așa, în fața mea nu mai geam. Un geam așa cât peretele și atât de frumos. Ok. Care aplici mascara? Aplică de la rădăcină, așa, dar fără să urci. Rămâi un pic pe loc. Fixează, mai ales dacă le-ai undulat înainte, asta le va face să stea mult mai mult timp, fixează, acest procedeu fixează genele încât dacă începi cu rădăcina, de exemplu dacă începi cu vârful, ele vor atârna greu la un moment dat și se vor culca, se vor lăsa în jos. Dacă începi cu rădăcina, ele vor prinde volum, mai ales folosind și rimel pentru volum și întotdeauna vor rămâne mai ridicate și chiar mai ridicate decât cu undulatorul. Prin simplu fapt că încep cu rimelul de la rădăcină și le fixez foarte bine. Pentru ca genele să pară cât mai constante și să aveți acel efect de gene false, pentru că multă lume mă întreabă dacă port gene false, în realitate, dacă nu folosești eyeliner, aplică pe linia apei de sus un creion negru de ochi. Știu că te gâdilă, știu că e nașpa, dar ai încredere în mine. E cel mai bun make-up hack pentru gene, ca în același timp să ai și un look natural, dar și ca ochii să-ți iasă în evidență. Ultimul, dar nu cel din urmă, este vorba de machiajul meu. Stați să-l caut pe Instagram. Am eu un look la care mi-au fost adresate foarte multe întrebări. Este vorba de... L-am găsit, este vorba de look-ul acesta. Cred că se vede la cameră, dacă nu se vede, o să pun eu o poză. O poză în sine de machiajul meu roșu de la ochi. Ah, hai că se vede, mă, cineva. Așa. Eu am realizat acest look prin a folosi ca bază un ruj roșu. L-am aplicat efectiv pe ploapă. Puteți folosi rujul atât ca blush, atât ca și fard. Bine, trebuie, ca și fard trebuie fixat cu un fard de o culoare apropiată, ca și blush, oricum folosim pudră. Puteți folosi ca blush un ruj și ca fard. Este chiar un truc foarte mișto. Acesta a fost videoclipul, acesta au fost make-up hacks-urile mele, asta pe care le consider eu mai importante și pe care mi le-am amintit acum. Promit că voi face o serie de trucuri, tips and tricks pentru, and hacks pentru make-up, pentru că consider că e un subiect despre care nu foarte multă lume în privința căreia nu foarte multă lume s-a documentat și nu știu foarte bine cum stă treaba și au senzația că fac lucrurile greșit. Următorul videoclip vreau să fie un do's and don'ts pentru make-up, jumătate de față do's, jumătate de față don'ts, pentru că văd prea mult pe stradă oameni
de vârsta mea, care arată ca mine când m-am apucat prima oară de make-up la 14-15 ani. Eu și Benji vă pupăm și vă iubim.